Situație ce nu s-a mai întâlnit de multă vreme la DSP Buzău. Depozitele sunt pline după ce au fost primite toate vaccinurile necesare. În acest fel se vor putea vaccina inclusiv restanțierii. Chiar da, deci le avem pe toate și medicii noștri sunt foarte mirați când repartizăm. În fiecare lună ne întâlnim cu colegii din teritoriu, vedem ce s-a vaccinat, ce mai dăm. De data asta le dăm de toate. Adică avem pentru Programul Național de Imunizare toate produsele, a intrat în această săptămână, ultima săptămână, și difterotetanicul, care ne-a lipsit aproape 6 luni de zile. Medicii sunt pregătiți, ei au catagrafiile efectuate și îl vor primi începând cu săptămâna următoare pentru a putea să-l aplice celor născuți în 2003, care au fost ani de vaccinare, dar nu vor fi excluși nici cei din născuți în 2002, care n-au beneficiat până la această dată de acest tip de vaccin. Buzoienii sunt sfătuiți să se adreseze medicilor de familie pentru imunizare, inclusiv împotriva rujeolei sau gripei. Vom merge cu hexavalentul, vom merge cu ROR-ul și în continuare se vor catagrafia inclusiv copiii 19 luni, pentru că așa cum ați auzit din toată presa, cazurile au depășit 10.000, epidemia nu a reușit să fie stopată. Pe această temă, colegii mei din inspecție vor efectua și controle la cabinetele medicilor de familie. Mie îmi place să cred și cred că așa și este, din discuțiile pe care le am cu fiecare medic în parte, că majoritatea copiilor care nu au putut fi protejați până la această dată și sunt considerați restanțieri la acest tip de vaccinare, nu sunt regăsiți în teritoriu. Ei apar pe listele medicilor, dar sunt plecați fără a putea ști o adresă anume și nu există o legislație care să-ți permită să-l scoți, să-l elimini din listă fără o anumită perioadă de timp care trebuie să fie depășită. Medicii epidemiologi lansează un apel către buzoieni să le facă micuților toată schema de imunizare pentru a se asigura că sunt protejați împotriva diferitelor afecțiuni.